Salut băi și bine v-am găsit la un episod pe serverul Doom România Harold Play. Ne-am băgat și noi aici puțin la o patrulă cu colegii. Așteptăm să vedem ce se întâmplă cu Bebe. Vrea să accepte, vrea să intre în poliție. Nu știu toată treaba asta, după cum ați văzut și voi. A fost zăpăceală zilele astea cu fratele meu. Habar n-am pe unde mi-este, dar vreau să mă răzbun și să facem întotdeauna din sus, să facem și noi o treabă ceva. El e fratele meu vitreg, nu-i chiar așa un frate, să zicem, care pot ține la el. Dacă e nevoie o să te și împușc, nu e mare chestie. Și acum să vedem că e treaba, cum merge tot și... Nu, ce să zic. Nu uitați că s-a apăsat și voi pe butonul de like. Mă ajută foarte mult, ajunge și noi acolo în tendințe. Subscribe pentru cei noi care veniți pe canal și poate vă place așa o serie. Polițiști, facem tot ce apucăm. Ideea voi, dacă vreți acolo să mă ajutați, îmi spuneți în comentarii, bă, nu-mi place seria asta, încearcă alta. Nu, și încercăm să le facem pe toate și să vă placă la toată lumea. Și, nu în ultimul rând, share. Mă ajută foarte mult să creștem comunitatea. Mă vede prieteni de-ai voștri. Și, nu, ce să zic. Ajung și eu, cineva cum ar veni. Voi sunteți comunitatea mea, voi mă ajutați. Și ne faceți și noi treaba așa cum trebuie. Nu, uite că am mers și cu colegul în patrulă. Etichet, nu știu ce aia. Nu. Ce zici, colegul? Ce să zic, uite... Nu mai pot de cald. Bă, nu știu, s-a dus ăsta în vacanță. Nu vrea Iuliana să vină să ne ajute și pe noi. Imediat a plecat. Aveam bază în el, mă. Tu știai asta? Da. Pe el nu poate părăsiți așa. E... Vorbesc și cu el destul de des și e sub comisar, adică e co-lider oarecum și mă ajută și el. Ideea e că am un prieten pe care o să vreau să-l bag în poliție. Acum totul depinde de el dacă vrea să vină sau nu. Faza e că mă bazasem oarecum pe șeful, cum ar veni, pe Iulian să-l angajeze, să facem și noi actele, să fie totul în regulă. Dar m-aș putea baza și pe tine să-l bași tu, în caz da, că da, nu? Da, desigur. Nu, acum tu îi dai acolo, uite, deja mă și sună, zici că... Ia stai așa două secunde. Alo. Curare, ce faci, mă? Uite, în patrulă pe aici, mă prind și eu prin oraș. Cu un coleg. Băi, vreau să vorbesc ceva cu tine. Cu mine? Pe... Da. Puteți să vină și colegul meu, nu pot să vin neapărat numai singur. Păi, unde ne putem întâlni? Unde zici tu, nu-i problemă de război. Hai că... Nu știu, unde vrei să ne întâlnim? Ne întâlnim undeva, dar nu știu unde exact. Trimitem pe GPS, poți să-mi trimiți pe GPS, te rog? Da, hai că eu vorbesc. Hai, trimitem. Ok, bun. Salut. Ok. Mă, știi tu vreo locație undeva să ne întâlnim și noi? La o chestie. Putem să ne întâlnim la metro acolo, adică... Unde? La metro. Hai, la metro acolo. Hai să mergem, hai că-i dau sirene, nu zice nimeni nimic. Ok, eu o să-i dau locație după aia când ajungem acolo. Da. Mă sună, vrea să vorbesc ceva, sper să... Vorbească de chestia asta, că vrea să angajeze. Doamne, da. Ideea e că el nu prea a lucrat, dar era așa mai puturos omul, știi, și... A, păi... Nu pot să zic, puturos. Mă, băieți, nu pot, băieți, să-i spunem că au fost în mafie și da. De asta zic așa și că au fost puturos. Fiecare merită o șansă, da? Da, stai că mă sună iar. Alo. Hai, mă, lingură, îmi trimiți GPS-ul. Îți trimit imediat, mă, mergem acum undeva și îți ne trimit imediat coordonatele. Două secunde. Unde mergeți? La metro am înțeles undeva, nici eu nu știu exact. Păi ce trebuie aveți acolo? Nu știu, vedem acum, ceva intervenții probabil. Ah, ok. Bine no. Atunci. Hai că imediat îți trimit. Bine, pa, pa. Ciao, ciao. Cred că îi trimit acum locația. Mamă, ce lagare. Bă, așa băieți, am și eu lagul ăsta, n-am ce să-i fac. Se întâmplă, ori dacă conduce, ori dacă conduc eu, cam toată treaba asta e. Mi-am dat și eu grafica puțin mai mare. Se vede mașina asta mai frumos, una alta. Ideea e că nu știu cât de ok a fost treaba asta să-mi dau la grafica la maxim, dar mai că dacă alerg și bag viteză, cam adios treaba asta, cum s-ar zicea. Pac. Bebe... Să trimit locația, bun. Gata, ne-am trimis. Ia,
Mamă, ce viteză, frate, m-aș fi dus la el, dar trebuie să mă trezesc și cu băiatul. Hai să mergem, să vedem ce fac ăștia pe aici. Beverly Hills? Mă, crezi că n-am fost niciodată în partea aia pe acolo? Nu? Nu, nu, nu. E, nu știu care de e fain. Da? Da. Ce faci, mă? Okay. Nu ești Selena? Ce faci? Bine, tu. Uite, aventură puțin. Vrei să ne întâlnim și noi cu bebe. Păi acum vrei să ne întâlnim, nu știu ce vrea să vorbească cu noi. Ceva important, cică. Înțeles. E bine, nu știu. Vezi acum că vine și el, care e treaba. Salut! Unde-i? Selena, ce faci? Bă, n-am. Bă, dar pe noi nu ne saluți? Aolo. Imediat te dus. Și mă bucur că te-am întâlnit, să știi. Bă, n-am. Am auzit că e supărată, că vrei să pleci din oraș. Serios, mă? Păi de ce, mă, Selena? Păi și cu mine cum rămâne? Și cu mine, de altfel. Cu noi, cu toată lumea, cu toată lumea. Sa prieteni. Da, știu, e mai complicat. Nu trebuie să te complice, zic eu care e treaba. Trebuie să stai și tu cu prieteni care e bun și ăsta și să zic eu că nu-ți mai fie complicat. E vorba de asta, dar sunt prea multe persoane rele în orașul ăsta și sinceră să fiu așa. Aici sunt lucruri asta... cu tine. Eu am lucrat la medici acolo, nu știu dacă știi. Am lucrat la medici acolo și mă sună medicul ăla și mă face bulangiu că își dă nu știu cine demisia, că nu știu ce. Mai, hai să nu mai discutăm de el, dar într-adevăr ai dreptate, sunt foarte mulți oameni invidioși, răi, dușmănoși. Poftim? Mulți se vânează între ei. Să ți se zică că stai cu doi bărbați deodată, deja... Mie mi-au zis că toți își dau demisia din cauza mea. Bună. Când am întrebat care tu... Bună. Deja mi se pare imposibil. Da. Da, ai dreptate, sunt foarte mulți oameni răi în orașul ăsta, dar sunt și oameni minunați. Da, ai dreptate, nu te contrazic. Nu. Ideea e cam asta, peste tot o să găsești buruieni și uscături. Acum nici bine n-am intrat în oraș și iarăși am aflat alte chestii mai nerele și na. În fine, nu știu ce o să fac. Da, măi, dar să știi că prietenii vor ține la tine și prietenii nu te judecă, nu... Cam asta e toată treaba. Să stai mai mult cu prietenii, despre asta e vorba. Asta e toată ideea, exact. Andreea e foarte de treabă, prietenii. Am sunat-o pe Andreea, dar nu știu, cred că acum a venit la oraș. A trasit orașul, da. Hai un pic să ne plimbăm dacă vrei. Eu? Da, te sper dacă le-au și pe iubitul meu cu noi? Mergeți că eu trebuie să... Și noi oricum avem ceva treabă. Să lasă că las. Băi, iubire, tu stai aici, da? Aici rămân, stai așa. Ia, ce-i mașină? Aolo. Așa e, că așa sunt fetele, trebuie să mai plimbă și le mai vorbesc. Da, 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 aoleu, cuță. Aolo, gata, prea multă dragoste aici. Igor, aș vrea și eu să vorbesc ceva cu tine. Da, mă, cum să nu? Hai să vorbim de unde să nu-și putea să vorbesc. Hai, Andreea. Stați, mă, băiesc, că moare lingurarul pe ce-și nebun. De apă, de sete. Sper să nu mai vedem, nu? Și eu sper să nu te gândești cumva să... Aolo. Sper să nu te gândești să pleci din oraș sau ceva, da? Păi... Eu cred că ai destul prieteni aici. Ai. Uite bă ce noroc care băiatul ăsta. Chiar am și am foarte și eu. Foarte vai, de viața mea. Și care sunt chiar... Îți sară în ajutorul tău când ai nevoie, dar... Știi cum e vorba aia? Sunt multe persoane, dar sunt și multe persoane rele și... Chiar dacă aici sunt două, trei persoane rele, sunt de ajuns să-ți pună capăt. Dar dacă te lași, te lec cu sfoară. Te lec cu sfoară de copac. No, după aia, probabil. O să am eu ceva treabă cu după aia. Trebuie să vorbesc ceva, Aurin, și trebuie să vorbesc ceva cu... Bă, dar iubire, lasă-l care treabă, nu o să faci omul. Aolo, iubire, lasă-mi în pace, iubire. Hai să mergem, Selena. Bebe, mă sun când e, da? Da, da, o să vorbim. Da, mă sun. E ca tatăl meu. Hai că vă aștept în mașină. Nu, bun. Nu mă, așa ce facem? Hai să mergem spre Beverly Hills acolo. Povestim și noi puțin, vedem și noi zona aia. Ok. Da, mergem pe acolo să vedem care e treaba. Hai mă, bebe, povestim așa pe drum. Mergem și vedem și pe acolo ce e cu casa aia. Uite aici, peste drum. Avem o treabă. Ia zi. Băi, lingurare. Ia. A, mergem, povestim și noi așa pe jos, ți-e greu să vorbești și să... Mie nu prea îmi place să merg și să gâfâi.
Da? Da, nu, să mergem, unde e casă? Că mergem dacă e. Nu, eu nu știu ce e aici, am ieșit acum, mi-a zis colegul că e un restaurant șmecher. Eu am vrut să trec fără semafor, da? Nu-i problemă. Știi că mi-a propus șeful tău, da. Iulian, care locuri în poliție și m-am gândit, am stat azi noapte și m-am gândit după cele întâmplate și am zis că m-am hotărât, vreau să mă angajez în poliție. Mă, dar vezi că treaba asta e pe bune, adică chiar vrei sau trebuie să fii serios în toată treaba asta, înțelegi? Păi tocmai de asta nu am acceptat atunci când a zis. Mhm. Nu e chestia. Uite, ca să zic care-i treaba, uite, eu acum e plecat puțin pe la munte, nu știu, cu cine? Treaba cu ăsta, Iuri, șeful. A, e plecat, dar nu e problemă, de asta că uite, l-avem aici, asta e, cum să zic, e al doilea șef peste Iuri, înțelegi? O, să trăiți, să trăiți, domnule. Salut, salut, poți să zici Piftie. Cum? Piftie, Piftie. Piftie, poți să zici. Domnul Piftie, numele meu este Bebe Moise și aș vrea să mă angajez și eu în poliție. Desigur. Dacă doriți, mergem acum la secție, nu-i problemă. Păi da, când se poate, acum nu vă forțez mâna sau ce, urează, dar eu îmi doresc cât mai repede. Ok, hai să mergem. Pă, și-aș fi mâncat, frate, și ceva de acolo, de la restaurantul ăla. Lasă, mâncăm după aia. După aia? Tă, mi-a stii capul tău de mâncare acum. Mi-a stii capul tău de mâncare. Sunteți cu mașina, bănuiți, nu? Da. Vezi că o să-ți iau și eu, îți dau teste teoretice, o să vedem dacă te descurci așa. Băi, din goare, nu cu teste din astea. Ce? N-am citit codul penal. Păi nu mă, că ți se explică... Nu să citesc codul penal, ți se explică și după aia trebuie să reții gen. Hai că mă spate aici. Nu trebuie neapărat să citești, meu, bebe. Hai să merem. Îl luăm așa, vă veți. Care-și menul și nici eu nu știu, ești nebun. Vă să luăm așa, speriem puțin, băgăm acolo pe Wikipedia, că altfel n-avem cum. Și dăm de-lea cu armament, cu ce glonțul, cu... Ce fiecare chestie în parte și să vedem acolo dacă se panichează. Mamă, ce e aia? Cum de mezi, știi? Câte tipuri de amenzi există? De asta, ia să vedem așa, codul penal, ia să vedem. Ce înseamnă cod penal? Cod penal. Definiție. Cod penal definiție, ia să vedem, cod penal. Mamă, ce dăm la de-alea? De se sperie, mă, bățe. Când era orașul celălalt, dacă știți. Da, da, da. Era doamna Raisa sau domnișoara Raisa, era chestor general, nu, lingurar? Da, da. A fost, acum am adus aminte de ea, a fost soția lui lingurar. Mersi că mi-a duce aminte, chiar apreciez. Îmi cer scuze, dar, na. Și am fost și atunci polițist, dar doar agent, eram agent și apoi odată cu mutarea s-au făcut restructurări și am fost dat afară. Am înțeles, nu v-am văzut când era dumneavoastră. Am fost în perioada aia, acum vreo 2 ani de zile, cam așa. Da, și cât am lucrat? Maxim o lună, cred. Mhm. Aulă, păi și n-ați plătit pagube. Ce nu, domne, că m-au dat afară, nu am ieșit eu. Nu mi-am dat eu demisia. Dacă îmi dădeam eu demisia, poate. S-o reangajat, s-o dat toți afară, a fost atunci criza aia, știi, menasoală și s-o dat toată lumea afară. S-a conducerea. S-a schimbat conducerea, s-a schimbat tot în perioada aia. Chestii și chestii, ce să facem și noi. Dar ne descurcăm la un moment dat, mă, bebe. Mi-ai amintit acum iară mă gândesc la femeie, mă, din cauza ta. Bă, dar erai cu o fată blonduță așa. Ce s-a întâmplat cu ea? Cine, cu Amalia? Amalia, așa, da. Da, mers treaba, de minune. Păi? Păi m-am chinuit, mă, bebe. Știi că ți-am cerut atunci și limuzina aia. Am chemat și mariachi de aia, o cânta la chitară. Gigel Frune, au fost o grămadă de oameni. Mi-a zis, au făcut ea primul pas, că mi-a zis că hai acasă, ci că eu m-am gândit că nu zic că hai acasă, fac și treabă ceva, dar cred că... Te gândeai la cactus deja. De, da, mă gândeam că dau la cactus, dă-lea, nu, îți dai seama că, nu.
Și... cred că s-am păcat înapoi cu ăsta, cu Braide, nu vreau să mă bag în seamă, nu știu. Dar am văzut așa ce te schimba din toată la față, cum ți-am zis, de era de cum ți-ai schimbat față. Păi, nu știi că am avut eu cred, dar e de treabă să știi așa. Păi de treabă, nu. M-a fost și supărat, nu știu care e treaba. Da, mă, dar tu dacă vrei să faci așa, nu prea merg că... Da, știi, nu prea merg. Dacă astea. Vorbești frumos cu ele, după aia zic că își iau nasul, că sunt cineva, da, știi? Da, știu. No, ce să facem? S-a supărat pe mai multe chestii. Știi că le-ai pus tu pe italianul într-un timp, că, ci că să te îmbrace în ea. Și s-a supărat că își bagi joc de ea și chestii de genul, uite, asta nu ți-am zis. Nu, no, ce să fac? Și n-am mai vorbit cu mine de atunci. Cine? Amalia, cine? A, am și uitat, dă-o încolo. Acum da. Sunt emoționat cu ăsta eu. Ești emoționat cu ăștia? Revin și eu, polițist. Mă rog. Hai că vedem dacă revin. Haideți eu după mine, vreau. Să trăiți, colegul, să trăiți. Viitor, coleg. Mamă, cum îi dau aici cu de la codul penal, este un act normativ care le denumește normele de... Constituție, dreptul salut, comun în materie de plenare este un ansamblu al principiilor. Cine mă te salută? Te salut eu, Pantele, salut. Păi de ce se trează să salută? Ești coleg cu el sau ce? Nu, dar îmi place cum sună. Îți place cum sună. Tu vezi, te salut de toată lumea, de nimeni cunoști pe nimeni. Îmi dau pălăria jos aici. Uite, vezi că e ceva. Bă, băi, dacă vă place seria așa asta, s-a apăsat acolo pe butonul de like, mă ajută foarte mult. Salut, salut. Salut, salut. Poate de treabă, colegi. Băi, de ce să nu fie, mă? M-am înțeles că ne dai gogoși. Las că nu mai zic de ăștia, că după aia... Luați loc aici, a? Lui cred că îi place mai mult, domne, să stai în picioare, nu știu dacă îi place, sau... Îți place să stai și jos? Ha? Da, că mă rogă domnul, ce să fac domnul da, șef? Da, ok. În care cifră sunt astea, mă, că ești că sunt roșii? Nu sunt mă, să de iuți. Ia mănâncă unul, să vedem. Bun, hai domnul, că mănânc dacă... Da, domnul, să trăiți. O să vă rog să completați formularul acesta. Iar pe lângă formularul o să vă mai dau o foaie care va consta în jurământul dumneavoastră de polițist. Știți despre ce vorbesc, nu? Da, da. Ok. O să vi-l pun aici, îl completați dumneavoastră. După ce îl completați, o să vă conduc cu colegul meu în sala de testare. Da, după da. Care o să trească să faci un teoretic și asta de fapt este sala de testare, după care un practic. Și să lăsați buletinul aici pe masă. Între timp, cât completezi ăștia, ar fi bine și rugat să ne povestești câte ceva despre trecutul dumneavoastră. Jur să respect Constituția... Drepturile și libertățile fundamentale ale omului se aplică în mod corect și fără părtinire legile țării. Să-mi îndeplinesc cu răspundere și bună credință în datorile ce îmi revin potrivit funcției și să păstrez secretul profesional. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Am jurat, domnule. Foarte bine. Bun. Poți să-mi povestești câte ceva despre tine, să știe și domnul trecutul tău ce s-a întâmplat, chestii. Ca să notezi acolo. Trebuie să avem și noi acolo. Păi, m-am născut în Sandy, din părinții modești. Părinții mei au fost uciși de către mafiot când aveam eu undeva la 8-9 ani. Am asistat la tot ce s-a întâmplat acolo. Ucigașul nu a fost... Paolo. Am suferit foarte mult și am fost marcat pe viață. Tot timpul am avut acest sentiment de a mă răzbuna. Dar și sentimentul de a deveni, cum să vă zic, protectiv așa cu oamenii din jurul meu. De aceea mi-aș dori tare mult să devin și polițist.
pentru a-i proteja pe cei care sunt în... Mă gândesc să zic ceva, dar nu știu să-i zic, să ne zic. Probleme. Bun, acum bun, pentru următorul vreau, trebuie să-i deci un ardei. Să mănânci și să mai povestești ceva. Ce să mănânci să fie așa că... E floare, colegul, pitan. Nu e floare, mai ardei, iute. Nu e mai nimic. Așa. Asta a fost un test să vedem dacă ești bombalos sau nu. Apoi am început ușor, ușor să îmi prietenez, mi-am făcut cunoștințe, mi-am făcut prieteni, mi-am văzut de școală, am terminat liceul. Bine, nu am reușit să-l termin, dar am făcut cum ar veni și am reușit atunci, după care mai târziu mi-am dat seama că este nevoie de educație, am mers, am terminat seralul, am luat bacalaureatul și am făcut și facultatea. Academia sau școala? Nu, o școală. Am făcut școala de ofițer, dacă nu mă înșel. Cred că așa se numea. N-am făcut academie, că nu cred că sunt eu chiar așa de... Era frică, că acolo sunt numai băieți, mă rog, băieți și fete de pe băncile școlii, absolvenți. Eu știu unde mi-e locul, nu vreau să încur pe nimeni sau să iau locul unuia care și-a tocit coatele pe prin bănci și să iau eu locul. Da, da. Ok, știți cumva dacă aveți dosare penale? Domnule, nu am niciun dosar penal, domnule, cum să am așa ceva? S-au mai întâmplat câteva, au fost câteva probleme cu casa pe care o dețin și acum. Am primit-o de la actualul viceprimar, dar când s-a întâmplat schimbarea orașului și ne-am mutat aici, au fost atunci niște probleme cu legea, au pus poliția, mă rog, s-a pus sechestru pe casa mea, cred că a fost și dosar penal deschis, dar s-a rezolvat, totul a fost o neînțelegere, da, cu da, actele da, și... Văd aici că este arhivat. Acum l-am găsit. Ok. Cam lăsați aici formularul buletinului și haideți să mergem. Sigur că da. Acum ai venit-o. Puteți să stați și în picioare, scrieți în picioare, nu-i problemă. Așteptați puțin până fac o copie. Îmi place să stau aici. Bun. Domnul Bebe, aici aveți o foaie albă. Foaia 4. O să vă rog după ce scriu, de fapt o să vă spun întrebările. Le scrieți pe foaie, scrieți numele, data. Prima întrebare puneți unul paranteză punct, scrieți răspunsul. A doua întrebare la fel. Dacă aveți nedumeriri sau ceva, mă spuneți, da? Da, sigur că da. Ok. Stați puțin să... Așa. Aoleu, stai că am luat cartea greșită. O, ce faci, mă? Așa. Eu zic să întreb și ceva, domnule, ce înseamnă codul penal sau chestii de genul. Acum răspund, nu trebuie că... Da, da, da. Bun, domnul Bebe, sunteți gata, da? Sunteți da, pregătit. Da. Bun. Ce înseamnă codul penal? Poți să ne zici și ceva acolo, teoretic. Hai că te ajutăm noi dacă nu. Codul penal este actul normativ care le denumește normele. Am o Bebe, mă. Da, stați așa puțin. Am... Dacă nu știți, domnul Bebe, trecem la următoarea întrebare, nu e problemă.
Codul penal este cartea care conține toate legile și cred că și pedepsele. Poate nu e cea mai cel mai tehnic răspuns, dar cred că despre asta e vorba. Așa. Da, da, da. Oarecum. Poți să-mi spui ce înseamnă arma, o definiție la o armă? Ce te referi cu armă? Ce înseamnă definiția la armă, gen? O armă este un obiect conceput pentru a fi folosit în luptă, cu scopul de a răni, ucide, dezarma sau imobiliza un adversar sau o victimă. Ca să înțelegi că e treaba. Dar așa colegul că acum îi șoptești, ce faci? Nu îi șoptezi, nu. Deci, dar nu poți să-mi zici, hai să vedem ce mi-ai știi tu despre armă. Deci eu cred că arma este concepută strict pentru apărare și ar trebui folosită doar în cazuri speciale. Când viața cuiva este pusă în pericol sau chiar este strict nevoie pentru folosirea ei. Stai așa un puțin, muniție. Muniție, definiție. Ok. Și ce este somarea, nu? Cum a spus? Somarea. Somarea. Somarea, da, atunci când somezi. Urmează să fie arestat sau îl somezi să se ridice mâinile sau îl somezi să tragă pe dreapta, cred, nu știu. Definiția. În primul rând să se îmbrace în uniformă, să aibă uniforma, să... Nu știu dacă trebuie să se ponteze sau cea, dar astea cred că sunt reguli interioare. Exact. Să-și ia echipamentul, tot ce ține de echipament. Și dacă are partener, să-și anunțe partenerul și dacă nu, să anunțe și superiorul, că a intrat în tură. Mai trebuie ceva, ce mai? Mai trebuie ceva? Da, da. Nu știu. Te duci la trezorerie, îți iei armamentul, păi îți numezi lanțe. Echipament. Am zis că își iei tot echipamentul, asta include și armă, stație, pulan, toate lucrurile. Așa, ia zi și mie ce înseamnă muniță, hai că zic eu. Hai, atât am că nu trebuie să zici mie. Ție? Da, o definiți. Păi... Muniția este folosită pentru încărcarea armelor și muniția este proiectilul care este proiectilul de foc. Exact. Da, este un proiectil de foc folosit la arme. Ok, și ultima întrebare. Da. Ce este interzis unui polițist? Păi, cred că sunt mai multe lucruri. Da, 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 sunt mai multe, foarte bine. Dacă poți să îmi enumeri câteva exemple. Nu știu cum de dacă vede perică cu un luat cu definiții cu delea, ideea e că eu mă uit, m-am luat aici Dex-ul și dă seama și stau, bă, de unde știi ăsta atât? Este interzis să folosească, nu știu, arma în scopuri personale. Uite, a zis foarte bine. Hai să vedem. Sau chiar și postura lui de serviciu în scopuri personale să este interzis să o folosească. Uite, da, hai să luăm pe capete. Uite, de exemplu, în cazul informațiilor, ce este interzis? Păi, exact cum a fost și în jurământ. Informațiile sunt secrete. Este interzis să furnizezi informații către alte surse din afara de poliție. Cum fac ASMR-ul, veți mi-o foame? Foarte bine. Și în legătură cu organizațiile? Da? Ce este interzis în legătură cu organizațiile? Da.
Păi cred că un polițist nu are voie să facă parte sau să fie implicat cu organizații. Foarte bine. Depinde ce organizație și asta, nu? Corect? Da. Poți să te implici la spital? Am auzit că ai prieteni foarte buni acolo. Să nu vorbim despre asta. Ok. Cred că domnul a trecut testul. S-o descurcam. Vom merge acum jos la, la poligon pentru testul, testul practic, prima parte a testului practic. Ok. Mulțumesc. Lăsați aici testul și îl corectează după un coleg. Să-i explicați că după aia o să iasă să se apuce să-ți dea și el de un permis portarmă pe care o să-l dețină. Până atunci nu o să poate să folosească nimic decât un taser, că nu mă dă, un baston și... Serios? Păi... Ai anunțat ofițerii. Veniți. Vedeți că dacă continuați... Veniți după mine. Și aici pe sus. Pe scări. Merge să vedem că se descurcă bebe aici. Dăm examenul ăsta. Lasă-mă că există și excepții. Te mai lăsăm și noi, dar ideea e să-ți faci cât mai repede și testul, înțelegi? Mă auzi? Bebe. Domnul, mă auziți, domnul? Hm? Alo. Auzi? Da, te aud. Ce-a făcut domnul Bebe? Nu știu, s-a oprit acolo. Aolo. Mă, Bebe. Nu s-a dormit aici, ești nebun. Doar luat emoțiile, bine? Poate. Lăsați puțin să recreze. Probabil vrea să se panică când începu să dea acum practic. Nu știu care e treaba cu ea. Am înțeles. Dacă până atunci pregătesc armamentul. Ok. Stai că l-am... Ducă dispără și ăla, zi-mă? Ah. Ce mai probabil și-o lua crești, că se mi întâmplă și de-astea neîncotro? Uite, avem aici asta, ne importeză tot ce trebuie. Se mi întâmplă și de-astea. Nu-i prima oară când e pic, când se întâmplă. Atete. Om, de-ai ceva acolo? Poftim? Ok, dai ceva acolo, armă de-asta de muniție mare. A, nu, e pistol aici, e... Ah, ok. Pistol. Restul păi, sunt niște extensii pentru dacă așa. Aha. Așa. Mă gândeam că e asamblezi toată asta. Uite. Asta pare un sniper ceva, din câte vă văd, da? Da, 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 este un corp de pistol cu extensii de sniper, poți să-l faci neapărat. Aha. Poți să-l faci mini sniper. Am înțeles. Nu pare rău, dar nu te-am auzit că l-am ieșit. Ok, are regulă. Dacă ai cuci ai să pute băiatul. Da, cum mă ocup de el. Ce faci, mă, bebe? Tu luat emoțiile. Mă auzi? Da, am avut o mică problemă. A, stai niște, că se mi-a întâmplat de la noi. Așa. Păi hai că s-o pregătit omul, armele, tot ce trebuie. Păi eu vă las. Domnul bebe, așteptați aici, vă rog. La... Hai, hai la sigur, hai, sigur. Pistolul nu este încărcat, vă aduc acum muniție și vă explic. Și viși le-a zis? Mamă, și viși de muniție, mă. Și viși, nu mai vorbi... Mă, fii serios, nu mai vorbi de viși de asta, că nu știu dacă după aceea toată lumea cu Caterinca. După aia, da. Bun, domnul Bebe. Da? În cutia asta sunt două încărcătoare, a câte trei... trei glanțe fiecare, da? Trei oarbe, trei normale. Ok? Da. Le las pe amândouă, le puneți acolo frumos pe, pe tabliță și vă explic. Gata, domnule. Stați puțin.
Bun, domnul Bebe, să vă explic niște reguli. Da? Când vă zic, prezentați armă, țintiți arma și nu trageți. Când vă zic foc, atunci trageți. Dacă aveți vreo problemă, ridicați pistolul în sus și anunțați... anunțați, strigați... S-a strigat. Da, să trăiți. Bun, trageți mai la comanda mea și... Da, da. Bun, prezentați armă. Foc stânga sus. Dreapta sus. Jos. Jos dreapta. Centru. Dreapta sus. Jos stânga. Dreapta sus. Sus stânga. Dreapta stânga. Unde s-a măcit? Dreapta stânga, domn Bebe, alu. Centru. Ok, da. Aolo, greșit deja, da? Asta este. Explicăm acum care-i treaba. Îi fac eu acum procesul. Deci, fii atent aici. Te-ai avut mai mult de 6 glonțe acolo. Trebuia să întrebi și tu, când te-ai apucat de tras, care încărcător să bag înăuntru, ce se întâmplă și asta, pentru că, nu, sunt anumite situații pe care trebuie să le faci, mă, bebe. Înțelegi? Tu ce bucă te tras pe acolo? Băi, mi-am umblat cu arme, dar să întrebi. Ce pot să trag? Dar spuneți, domnule, ce încărcător trebuie să folosesc? Gloanțe arme, gloanțe de ăștia normal. Acum tu practic ai consumat din gloanțele normale. În loc să fii tras cu alea normale. Păi, nu, ce să zic. Lasă că se explică mai multe și cu o lege exact. Ce treabă întâmplă cu dreapta stânga, că n-am înțeles. Ce treabă, era, ideea era să te induc general să tragi și să te apuci să-ți încarci arma, să vedem ce faci. Tu ar fi trebuit să zici, uite, ce te să încarc prima oară, asta ar fi fost întrebarea pe care trebuie să o pui, știi? Pentru că dacă se ducea cineva acolo înăuntru și nu dădeai în bucata aia de lemn, îl omorai pe bietom, înțelegi? Adică n-ai gândit-o ca pe un polițist. Bă, am armamentul ăsta, trebuie să... Înțelegi, asta e toată chestia, că când venim aici la trezoriere de fiecare dată, noi suntem responsabili pentru fiecare glonț pe care îl tragem, cum îl tragem, cum somăm. Nu. E că nu sunt bun de polițist. Nu am zis neapărat că nu ești bun, mă, Pepe. O să aflăm rezultatele. Să aflăm rezultatele. Asta ți-am zis, o majoritatea fac greșeala asta în care să nu întrebe înainte că bă, ce gloanțe trebuie să folosesc sau ce trebuie să fac, știi? Am înțeles. Nu. Asta ți-am zis așa ca să știi că pe viitor fiecare chestie de asta ești responsabil pentru el, înțelegi? Când trage. Am înțeles, am înțeles. Da. Muniția e foarte importantă. E foarte importantă. Păi, uite, de exemplu, ai 3 gloanțe orbe pe care le tragi în sus pentru avertizment când somezi un om. Asta după ce ai dat 3 somații verbale, după care tragi 3 gloanțe în sus. Dacă vezi că nu se oprește, tragi la roți sau dacă vine și te atacă chiar în persoana respectivă. Am înțeles. Da. Ideea e că trebuie să se spere, nu trebuie să tragi în el direct alea 3 gloanțe sau chestii de genul, știi? Cumva și... Mai complică, lasă că îți explic o altă dată. Așa, spuneți, domnul. Păi, acum, a doua parte a testului, ultima parte, ar trebui să... Să luăm la o patrulă, să vedem... O să se descurcă. O să se descurcă, dar trebuie să și-a hainele pe el. Da, să și echipamentul. Păi, mă duc să mă schimb, unde e, care e camera? E aici, pe conferință, spui. După ce plecați, mă duc sau până să intrați la pușcărie. Poftim? Uitați aici la... Stai mai vorbesc eu cu un alta cu el, că poate... Cum, domnule, să-mi dau pantaloni jos aici. Domne, nu și unde vrei să-ți dai? Într-o cameră, să mă bagă într-o cameră. Într-o cameră, dacă... Și unde crezi că mă schimb?
Eu nu mă schimb aici, domnule, să mai pudic așa. Să-mi lăsați o cameră în care să intru, nu știu, nu aveți nicio cameră, o baie ceva. Uite, mă, ce așa mare chestia. Te-ai speriat, mă, de bombe, mă. Domne, așa sunt eu, nu știu, mie nu-mi place să... O cameră, domnule. Coleg, wow. Hai, ne schimbăm împreună, mă, bebe. Da, poți vă spun o chestie? Cu cine vrei tu cu mine. Uitați aici, e vestiar. Da? Așa, domnule, dacă avem vestiar. Păi și de ce mă puneți, domnule, dacă avem vestiar să mă schimb pe voltul? Nu, v-am zis să vă las sainele de acolo și pe aveți aici baie. Vă frumos să mă așteptați afară. Dar nu ieșim, mă, ieșim. E rușinos, mă, coleg, nu știu. Da, 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 da. Ți-am zis că el a fost așa melene și nu prea îi place lui. N-ai colegul. Asta e, dacă vrea să devină polițist, trebuie să depună muncă, să trebuie să fie... Corect. Da. Ce faci, domnule? Acum să vedem cum se descurcă la patrul, oricum, până acum, zi. La testul teoretic chiar a fost ok? Cred da, la practică s-a încurcat acolo puțin. Am zis că majoritatea se încurcă la chestia aia. Da. Se pregăte să tragă și nu întreabă ce încărcător ar trebui să folosesc, ce să fac. Da. Nu s-a gândit, a tras direct. Nu merg cum l-a nimerit pe la lanțe normale. Da. Ce să facem? Asta e. Ce salut, faci? Colegii. Salut, colegii. Salut. Poți să mai bat colegul? Ia zi, pe aici nu știu ce mai sunt. Opa. Nu-s mai nimica. Nu știu care e treaba cu ăsta. Do you have what is takis? What the heck? Nu m-am eu cu engleza asta. Sunt anunțuri pentru angajări. Și asta e urmărit. E urmărit. Poate e ghioz cum am văzut, mă, băiți. Bătăia pe ce se întâmplă? Ia să ai așa. Nu știu ce se aude. O fi gândacii șobolanii. Da? Da. Trebuie să vină ăștia de la deratizare, că e greu. Hai înapoi. Nu știu pe cine am auzit pe aici. Da, așa să-mi iau și eu cu cafea, că... Ce, mă? Unde ești, mă? Aici, nu, tu lângă ori. Așa. Te aud. Are ceva dacă păstrezi lanțul ăsta la gât? Nu are nimic. Și cămașii, cămeșii asta e bună? Colegi. E bun, nu mă, cum să nu. Pune da. Și un parpolac ceva în cap. Uite, mă, așa. Stă bine așa? Da, zici că ești prost, dar nu contează. Ce sunt? O să mori imediat. Am fost în junghiala. Nu mai zi așa, mă. Pe ce mă așa să știu toți? Ăștia agenții la rutiere de ăsta. Unde e? Imediat vine, nu știu unde s-a dus. Stai așa să sun. Piftie. Eu te pus de ăsta. Piftie, vezi că suntem aici, de unde am plecat. Unde ești? L-a schimbat, mă, unde am plecat. Ok, hai că vin acum. Hai că aici, cu mașina. Deci în spate. Domnul m-a omorât, ajutor. Aoleu, mi-a băgat cuțitul în inimă. Să treci. Pune-i cătușe imediat. Pune-i cătușe. Pune-i cătușe imediat. Bă, 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 mai avem și oameni buni pe aici. De obicei mai vin pe la secție. Se mai întâmplă și de-astea. În loc să ducă la spital. Vin de ăștia, exact. Cu capul. Mai... Na. Bun, ia uite, fii atent, aici mereu atenție la agenții noștri. Vezi, uite, aici e plin de continuu. Și mulți se rotesc aici la semafor. Unul l-am dat afară. Serios? Da. Deci acolo e obligatoriu la dreapta, practic. Da. Am înțeles. Și de aici poți să faci stânga. Acum hai să vedem dacă opri și noi pe cineva. Păi, de nu-i problemă. Uite, avem acolo o mașină albă, dar până ajungem în zona aia. Bagă puțin girofoarele să... prinde și noi pe cineva. Uite, e...
Oare deschis acolo cineva la ea? Unde, la ala de funcurier? Da, să uite, avem acolo de oameni care au oprit în mijlocul străzii iar. Unde? Ah. Uite, în stânga. Uite. Ia uite pe asta, ia uite la ea. Alo, domnul! S-a pus pe burtă. Hai, bebe, ocupă-te de el. Hai că știi ce trebuie să faci, hai să te văd. Bună ziua, domnule. Ziua. Agent Bebe Moise de la poliția... Rutieră? De la poliția rutieră. Am văzut că... Vă salut, domnul Bebe, cu respect și stimă. Am observat că v-ați dat jos din acel autovehicul și l-ați părăsit. Da, 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 nu. Deci eu am văzut pe un domn care a venit să recruteze, cum zic, mașina și să o ducă la service. Dar domnul a lăsat-o din cârlig și eu am vrut să mă duc cu mașina spre el să-i zic că, domne, ia mașina, dar văd că dumnealui a plecat, nu știu de ce. Deci mașina nu este a dumneavoastră. Nu este, dar vreau să fac un serviciu. Vă frumos să-mi prezentați și mie buletinul dumneavoastră. Sigur, sigur, nicio problemă. Da, ați văzut din cauza care s-a mașina aia acolo cu accident acum. Molester, domnul Molester. A fost accident, mă, băiți, a intrat în mașina aia. A făcut o varză. Da, da, domnul Molester. Ia uite unde-i. Am părit. Se pronunță altfel, eu sunt din est, de acolo, din Rădăuți, din partea aceea, domnule, și se pronunță Molester. Domnule... Aș vrea să-mi prezentați și mie permisul de conducere, sigur, din moment ce v-ați suit la la volanul unui autovehicul. Poftiți, domnule Gen. Da, domnule, aparent aveți și buletin, totul este în regulă. Dar acea mașină nu vă aparținea, nu? Nu, nu, eu vroiam să-l ajut pe domnul cu remorca, care trebuia să tragă... Și dacă tot v-ați suit în mașina aceea, de ce ați lăsat-o în jocul străzii și nu ați... Că nu pornește, portat... domnule, nu pornește mașina. Vă spun în felul următor acum care-i treaba. Ideea e că cumva sunt și responsabil pentru accidentul care s-a întâmplat menite acolo. Nu. Ați lăsat mașina... mașina lăsat acolo în mijlocul străzii. Dacă nu urcați în ea, era ok. Aia, nu se întâmplă nimic. Eu încercam să trai mașina. Nu pornește lingurile, nu pornește. Păi da, dar cine l-a pus să urce în mașina aia e problema. Ce treabă, dacă a vrut să ajute omul. Am încercat să dau mașina la o parte din drum. Poate a fost o mașină, deja a fost o mașină. Deci s-au folosit anumite chestii. Ideea e că a rămas acolo pe mijlocul cu străzii. S-a făcut accident, a venit încoace cu mine, vă rog frumos. Vedeți unde e o mașină de pe mijlocul cu străzii? Unde au ajuns? Da, domnule, au ajuns în parcare. Au ajuns în parcare din cauza că a intrat cineva. Ideea e că se face multe probleme la poliție. Deja două contravenții aici. E chestia că ăla care a luat mașina a fugit de la locul faptei, s-a panicat și ăla. Noi ce trebuie să facem din momentul de față? Nu știu, dar mașina asta nu are numere, băi, lingură. Tu ai văzut? Păi, da, zic, dacă s-a folosit la... Asta mașină furată sau ceva. Păi aia zic, poate e furată, s-a folosit în droguri sau chestii de genul. A, uită pe spate are. De unde ați zis că sunteți, domnule? Poftiți? Unde ați spus că sunteți? De unde sunt? Da, da. Din partea aceea de Rădăuți, din Republica Moldova, domnule. Băi da, dar văd că mașina asta e din Iași, domnule. Ce facem aici? Nu știu, bre, că nu-i mașina mea, eu încercam să o dau la o parte după drum. Puteți să stați acolo, să chemați un echipaj sau ceva, ne sunați pe noi, dar nu puteați să lăsați acolo. Asta era vorba mea, pe mine tare mă nedinsește faptul că dumneavoastră v-ați dat jos din ea și ați luat-o la fugă, așa. Ați controlat cumva? Am luat-o spre ăsta, spre... Spre ce? Păi să merg pe trotuar, domnule, pe cum să merg? Pe mijlocul drumului? Mergeați pe mijlocul drumului, dar de ce nu v-ați dat jos? Mergeați, treceați pe trotuar? Și sunați la un echipaj de poliție, pentru asta suntem noi aici în oraș. Imediat nici veneam. Nici nu aveam timpul, domnule, că deja dumneavoastră m-ați apostrofat și m-ați oprit și eu. Păi ideea e că am venit noi, dumneavoastră fugeați în partea aia, trebuie să vin să dăm semnal sonor ca să puteți să... Înțelegeți? Înțeleg, domnule. Uite că au și venit domnii și au ridicat mașina, cum am venit noi aici.
Nu fi plătit eticheta de parcare. Dacă ne sunați pe noi, imediat venim și o rezolvăm, domnule. Nu se poate așa ceva. Acum enerva, ce ridicați? Nu, nu, din greșeală am apăsat pe nervul drept. Uite, eu scot ăsta afară. Nu vă enervați, domnule. Dacă e nevoie, scoate, nu e problemă. O mică amendă și se rezolvă, nu e problemă. Domne, eu, colegul liber, eu zic că domnul merită un avertisment. Nu un avertisment? Păi da, mă, dar de ce a urcat? Ăsta alucine mașina aia. Eu nu înțeleg de ce a vrut să urce. Păi da, mă, dar uite, acum nu știu alucine mașina aia. Trebuie să umblu acum să caut eu acte de mașină, să-mi pierd eu timpul, pentru că o mers în mașină. Trebuie să o lase de un deracolo, pica pe jos, să e. Nu știu, mi se pare ciudat acum toată treaba asta. Ideea e că s-a făcut accident rutier. Trebuie să-mi pierd acum timpul, să aflu alucine mașina, ce cu ea, ce s-a întâmplat. Domnul Muie Lester. Deci, vreau să vă spun că dumneavoastră nu ați procedat deloc corect, să știți. Știu, mi-asum și îmi cer mii de scuze. Dar, nu știu, v-ați suit în mașină, dar nu putem zice, că ideea e că v-am văzut cum v-ați suit și apoi imediat v-ați dat jos. Probabil că n-ați avut timp să verificați mașina, deci eu totuși cred că s-a suit, a încercat să o pornească, n-a mers și s-a dat jos imediat. Asta au și fost, domnul. Deci eu așa cred, acum Lingura spune tu că eu sunt... Păi nu știu, zi-mi ce ai face tu în momentul de față. Eu ți-am spus, domnului aș da un avertisment, așa. Pentru că nu știu exact cum să mă exprim legal, trebuie să mai studiez codul penal, dar cred că această faptă se încadrează la... nu poți să zici că însușirea bunului sau cea, că domnul nu a luat-o, doar că a fost o, nu știu cum să zic, o neglijență a domnului față de oraș, față de cetățeni. Cam așa. Dacă domnul ne suna pe noi în momentul acela, noi veneam aici imediat. A fost norocul nostru, a fost că am fost în zonă și am putut să preluăm această problemă și am eliminat și problema. Hai că zic cu ce trebuie să faci. Dă-i o amendă și un avertisment și cam aia. Păi cum și o amendă și avertisment? Păi de ce amendă? Păi ce are? Păi așa da. Da, și avertisment. Domnul Moie Lester, îmi pare rău, dar trebuie să vă dau nu un avertisment. Nu îi dai 100 de lei, e ok. O amendă, da. Asta data pentru viitoare... ce-i dau? Pentru mers pe stradă, pentru ce-i dau? Pentru însușirea bunului, nu știu. Urge așa random pe stradă să verifici. Dacă cum a vrut să fure mașina, a intrat în mașină să vadă. Eu îi dau lingurare. Normal, îl băgam la închisoare, ajunge așa în lumea grav, dar îl lăsăm în pace. Că eu nu pot să-mi dau seama ce-a greșit omul. Că uite, de exemplu, acum zic eu o chestie. Se dă mașina asta, chedre furată, da? Singurul suspect care l-avem, îl avem pe domnul din față de aici. Dacă vedeți mașini părăsite pe drum sau chestii de genul, nu urcați în ele. Sau sunați, sau vă interesează dumneavoastră, pentru că intrați în alte chestii. Și după aceea ziceți că de ce am făcut pușcărie, că eu nu-s vinovat și... Da, da, am primit-o, va trebui să o plătiți în 24 de ore, să știți. Da, o voi plăti, o voi plăti. Cam asta treaba, domnule. De asta suntem aici. Dacă iertăm și pe dumneavoastră și pe altul, lucrurile se vor întâmpla din nou. Cu siguranță, data viitoare, nu veți mai proceda așa și va fi în folosul tuturor. Da, da, vă mulțumesc. Să aveți o zi minunată, domnule Muiele ăsta. Sănătate. La revedere. Aveți grijă cu ce faceți de acum acolo. S-a supărat puțin domnul, dar e... Bă, așa trebuie să fii și puțin agresiv, că altfel n-ai ce să faci cu oamenii. Domnul, e agresiv în niciun caz, poate sever. Sever și agresiv, depinde de zile. Păi agresiv, păi cum agresiv? Ce vrei, să sari în gâtul lui, să-l bat? Păi când mergi la un jaf și ăsta și nu vor să mărturisesc, că mi-ai dai și tu da, acolo una în gât. Eu dacă mă duc la jaf, stau la bariera aia și țin de ea să nu fugă careva să o ia vânt. Aha. Uite, hai că avem altă, să trecere pe roșu. Ia, hai să vedem ce se întâmplă acum, bebe. Vedeți ce care se și de urmă, puteți să verificați omologare. Mulțumesc. Lego? A trecut și pe roșu sau mi se părea mie? Da, a trecut pe roșu. Nu a trecut pe roșu, bun. Poftim? Ce spui? A trecut pe roșu? Rămâne și dumneavoastră aici, nu plecați, domnul doctor. Dar nu plec nicăieri, vreau să vin aici în caz de dori ceva de la mine, să vă arăt actele. Opa, așa. Că le-am uitat aici în geantă, le-am aici. Nu am nevoie de niciun act acum.
da, da. Să haideți mai așa să nu le luați de la altcineva. Nu, domne, veniți aici, lângă mine. Nu, dar să nu le cereți la altcineva. Nu, domnule, ce să cer. Nu să le cer. Hai să scot actul. Aveți permis, buletin la dumneavoastră? Sigur că da. Prezentați-mi și mie buletinul meu, să vă rog. Sigur că da, uitați așa. Domnul Beton Gunoi. Domnule, poftim. Permis aveți? Da. Domne, vă ia râsul sau mi se pare mie? Vi se pare ceva amuzant aici? Mi-ați greșit numele. Ia mai dați-mi domnule odată buletinul. Ia stai să mă uitați. Domnul Beton Gunoi. A, mă iertați, domnule. Am fost repezeală și am și puține emoții. Ok. Îmi cer mii de scuze, poftiți. E prima zi în poliție, domnule. Da, da, e prima zi. Am înțeles. Se descurcă de minunele până acum. După ce l-a dat permisul din drum, treceți și voi pe trotuar, nu stați în drum acolo, vă frumos. Hai că poate ne calcăm. Să prezentați și permisul nostru de conducere. Sigur că după care să mi-l predai mie, te rog frumos. Uitați. Să scuzați că să dau la colegul. Domnul Cucoi Benton. Uite permisul aici de. Ok. Domnule, poftim permisul aici pentru domnul. Să verifici tu să te uiți. Ok, bun. Oricum, cred că se reține și permisul de conduce din câte știu. Da, e de Hunedoara. Da, cu pe roșu acolo. Da, are omologare. Și aș vrea să vă suiți în mașină. Așa. Și să închid geamul, nu? Să închideți geamul și să vă dați jos, vă rog frumos. Am înțeles. Am verificat, e ok. Are omologare. Hai cum am vorbit cu colegul. Am omologare? Așa m-au zis, ia stați 2 secunde. Omologare, la geamul sau la ce? Are mă omologare la geamul, are omologare? Da, 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 are, are, are. Unde? Zice că nu are. O făcut-o cineva pentru mine. O fi făcut-o cineva pentru el? Ia. Eu zic să mai vreau, am făcut ultima omologare la un șeptar. Domnul meu, mașina aceasta nu a stat la mână a doua. Nu, de ce fac aia, să vezi pe un altul. Ați luat-o de... Cine, domne? Da. Mai înainte am cumpărat. Am greșit, eu am scris... Nu știu, domne, ce frumoasă asta. Dacă erai băiat deștept, ziceai că e omologare și păi scăpai de amendă. Ce să mințin, domnule? Nu are omologare. Nu are omologare. Ori suntem corecți, ori nu mai sunt. Prea mașina extraterestre, domnule. Ne-a luat domnule. Domnule Cuncoi. Da. Ați trecut pe roșu, să știți, ceea ce se sancționează foarte grav. Da, știți că trecerea peculiară roșie a semaforului poate să ducă până la suspendarea dreptului de a conduce autovehiculului? Haide să nu se ajungă până acolo, că am nevoie de permisul ăla. Păi așa de mult constă acel permis. Să știți că așa spun toți, domne, ce faci, domne, mi-ai pâinea de la gură? Păi da, domnule, doamne, spuse la acolo, că am ieșit de puțin treabă. Vă înțeleg, domne, vă înțeleg. Acum, dumneavoastră, să știți mai bine cum să procedați. Bă, oricum zic eu cum se procedează, permisul să rămână la mine, o să puteți să luați după 90 de zile, după care trebuie să dați un teoretic și eu. Ce? Eu medic, mă, iei pâinea de la gură. Eu am boală pe medic, sincer, dar... Lege-i lege, lege-i lege. Lege-i lege. Nu să vorbim. Bă, bebe. Da, mă, iau permisul normal. Puteai să... E cu cel din interes de serviciu, dacă aveai ambulanță, altceva, da. M-ați auzit ce am zis? Înțelegeam, dar sunteți... Cu mașina personală, n-am ce să fac. Cu bicicleta, m-am mai plimbat eu, miroase bine. Dom'le, o să vă scriu acum dovada, care puteți să circulați până la 7 zile. Știu dovada acum. Poți să-mi zici și mie cât vine amenda în total, că nu mai știu exact. Trecere pe roșu, neomologare. În plus omologare e 800. 800. 300 de lei pentru trecerea pe roșu. Plus neomologare 800. 100? 500 la omologare, 500 cu 300, în total 800 de lei. E mai scump să ai folii decât să treci pe roșu? Da, da. E lipsat de omologare. Aici de la rar, e ceva tehnic. Da, da. Până rezolvăm cu domnul, hai să chem transport. Ok, cheamă tre. Păi era de acolo, fără și mie geanta asta din spate, dacă dorești. Aveți și noi, vă rugăm frumos, un transport la 200, la showroom, la Bulevardul Vespucci. Suntem 3 persoane, 3 persoane.
Dacă ai intrat până în mașină să caute, nu știu ce acte. Haideți că am chemat trans. Dar domnul, unde ați dispărut? A intrat până în mașină să caute niște acte. Sunt mașină? Nu, domnule, în mașină. Băi, Bixi. Ești dreacul de mașină, ce cauți acolo? Domnule, dumneavoastră, sunteți medică? La fel și domnul? Cine, eu? Da, da, da. Care, eu nu știu, poate sunteți la costum de ăsta de Halloween și nu sunteți medic. Vă întreb să știu. Probabil, probabil. Am avut acum o petrecere mai înainte. Aha. Că m-a auzit pe mine că am boală pe medic și de-aia și-a dat trage. Aici coleg. Nu neapărat pe medic, mă. Sunt câțiva pe acolo care mi se supără, așa m-a auzit. Ce, domnule, ați vrut să vă dați demisia din cauza lui? Atât de vreau să-ți curios. Nu, domnule, nu că-mi dau demisia, dar nu vreau să deranjez la ochi. Adică? Nu, că poate leșină dacă nu cred că nu știe. Că nu contează, uite, el e unul, putem să întrebăm acum aia, bă, chiar vreau să vă întreb astăzi ele astea, pe toți membrii. Dom'le, eu am lucrat și eu, am fost și eu asistent, bragadier, din ăla, că era la început. Vă cunosc, v-am văzut pe acolo, la spital. Și m-a sunat șeful dumneavoastră. Și tu s-a făcut treplă. M-a făcut în toate felurile, sincer. Din cauza mea își dă lumea demisia, dar am supărat eu pe cineva acolo, domnule. Nici nu, potrivă, domnule. Nici nu treceam pe acolo, domnule, eu nu aveam nicio treabă, nici nu treceam pe acolo. Mă duceam, îmi luam alea la mine și plecam toată ziua și ajutam oameni cât puteam și ori, na. Nu eram doctor sau ceva. Nu, și le supăra că își face alții treaba lui, nu știu care treaba, ce se întâmplă de exact. Nu, din potrivă, mi-e făcea plăcere să vă am acolo ca prietenaș în echipa mea de smurt. Bă, dar și eu am crezut că na, dar acum ce să fac? Eu, din potrivă, vă respect cu toată schimba. Domne, v-ați luat ce vă trebuie din mașină? Dar conduce colegul. Conduce. Mamă, ce bătaie îți dau. Păi dumneavoastră, cum puteți să conduceți? Că vă dau dovada imediat. Perfect. 7 zile mai aveți dreptul de conducere, după care o să aveți puțină pauză. Eu mi-au șofer personal, nu-i problemă. Nu, l-am lăsat fără, pe l-am avut încotro. Miroase ceva urât, nu știu. Nu vreau să pară. Mă scuzați, domn, dar acum la spital acolo nu prea avem dușuri, dacă mă înțelegi. Nu am înțeles. Scuzați-mă pe mine. Zici că s-a pișat un sconc spre tine, ca să înțelegi. Dar nu vă mai bate joc de mine. Dar nu mă supă așa de dumneavoastră, domnule. Colegul meu mai glumesc. Ce faceți doi? Eu las șoferul. Îl faceți să plec. Glumesc, dar părul din azi mi-a picat. Ce să facem? Am scris amenda, domnule. Așa, permisul l-ați luat, da? Permisul este la colegii mei. Poftiți aici... Înțeles. Dovada. Dovada cu care puteți circula. Vă sugerez să dați aceste folii jos sau mergeți la o firmă și le omologați, sigur că da. Am înțeles, o să mă duc la Lumar cel mai probabil. Probabil vrea și colegul să fie trasă la din față, nu? O zi minunată. Vă mulțumesc la fel, domn polițist. La revedere. Domnul doctor, sunteți bine? Domnul doctor s-a supărat din cauza că... De ce s-a supărat? Au glumit colegii și... A luat-o prea personal. Domnul doctor, da, unde trebuie domnul să vă spune, domnul chiar, doctor. Ia uitați, miros chiar așa rău? Miros așa rău? Mă, dar nu-i vorba că miros, de vorba că te speli. Să vă, domne. Nu, domne, miros frumos, cu ce te-ai dat? Cu șampon Head and Shoulders. Mi-am impresia că te-ai dat cu bicicleta, da. Alo, alo. Când 7 zile cu bicicleta, mă mereu la muncă. Hai să mergi. Vă doresc o zi minunată, domnilor, la revedere. La revedere. Să vă zic continuare. Păi să vezi ce bătăi dacă mai mă lăsăm pe la tine cu apucat. 5 minute, ne vedem la secție să vorbim. Hai, ne mai vedem, fost Călin Curare. Hai să mergem la secție să vedem care treaba. Să mergem să plec, sunt mortul. Hai că tocmai acum am primit confirmarea că... A fost corectat testul. Eee! Uite, accident, după ce l-a permis. Hai, nu toate sunt accidente, mai sunt și tamponări. Tamponările se mai fac și pe calea amiabilă. Bă, cum ai putut mă să-mi luași pe la sub braț?
Poftim? Păi păr în nas. Da, nu miroase așa, da, mă, dar gândește că medicii umblă toată ziua să ajute oamenii prin oraș. Dai seama că miroșii. Sunt ca noi. Colegul, tu poți să te duci întreabă, ta mai trebuie să mai ajută. Mulțumim, colegul, că ați venit să ne luați. Mulțumim, să trăiți. Să trăiți, să trăiți. O zi bună. Ziua, să trăiți. Să trăiți, domnul măcelar. E mecanic, domnul măcelar. Am crezut că e măcelar. Domne, am și eu o întrebare. Spuneți, domne. Cum încui și eu mașina, domne? Că pică e asta nouă, nu? Domne... Pe... F2. Scrie aici niște litri, dar nu înțelegeam. Da, răspunzi. Mulțumesc, domn. Merge, nu uite-te. Mulțumesc. Merge sau mai merge? Bună ziua, bună ziua! Aolo, dar pe F2 am acela. Știți cumva cum îmi dau și o casca asta ca am rămas blocată pe cap? Domne, dacă vă zic cum vă supărați pe mine. Sunt ai gândit? Nu trebuie să-ți dau una în cap. Vă rezolv eu, domn. Dați-vă puțin așa, dați-vă în spate să țineți că e de rău. Aulu, o aveți blocată. Încercați așa aia asta așa. Stați că vă dau și eu. Încerc așa. Dădeai cu de la, e, bun. Mulțumesc că trăiți. Asta a fost așa, mi-a să-ți dau un pumn să vă știu cum e. Merge, că mi-a revenit așa, mi s-a oxigenat creierul. Bun. Nici nu știu, mă, băieți, pe ce se dă. Merge, domnule, să încuie mașina. Hai să vedem ce se întâmplă cu bebe, da, accept ăștia. Poftim? Domnul, uite asta de aici e cu carnetul. Care? Ăsta? Da, domnul, n-ar. Nigga-ul ăsta ca bine? Hai de frate. Rândă de bine. Băi, ideea e că nu știu dacă e chiar ok chestia asta cu carnetul. Într-un fel e fain că e roleplay, dar... La un moment dat e sătul, frate, să tot dai carnete și de astea și... Când vine, îi punem pe ăștia mei, noi, cum ar veni să dea de treaba asta. Ce să facem și noi? Hai să vedem ce zicea. Ați văzut un tip chelios? Pe aici, prin secție? Un tip chelios? Da. A, uite, domnul de aici. Uite-l, mă. Bă, dar nu ți-e rușine, mă. Ce, mă? Noi nu te-am făcut chelios, colegi. Băi, colegi, ia toată lumea șapca jos. Acum? Toată lumea șapca jos, vă rog frumos. Băi, să nu spuneți că sunt singurul chelios de aici. Bă, da. Și ăla e chelios. Domnul nu vrea să o dea. Aveți lipită, domne? A lipit-o, că e rușine. Mereu e cade după. Ce ați făcut, colegi? Uite, râdeam de chelia lui. Păi nu-i frumos. Și de bască, dar mi-a contează. Domnul Bebe, aici aveți echipamentul respectiv. Pistolul, armă de foc, taser, baston și uniforma va fi aceasta pe care aveți spune voastră, doar că pantalonii se schimbă, citați, dacă vă uitați la colegii mei, iau pantalonii slim, dumneavoastră aveți pantaloni de jandarm. Da, gata, o să schimb, stau să iau cutia. O să primești și eu biroul meu sau ceva? Hai că multe vrei. Birourile sunt acolo, dar e numai... Ba mă, hai că stai că avem și birouri, hai sus cu mine, te rog. Nu, că așa. Mi-ai zis toată să intru. S-a mi-a zis? Ce birou mă să iei? N-am eu birou, că zic toată lumea de birou, gata. Aici, da, dacă vrei să trebuie să-ți iei odată vreo gogoașă. Sau sus, puteți să... Practic, i-ai dat, gata, e agent, nu? Da, e agent. Nu, practic, tu acum trebuie să ne faci și în seara toată lumea. Ne faci, vii cu cafea ceva de dimineață, da, vezi, da, tu. Da. Găsești. Până acasă că am uitat alea pe foc. Ok. Putem să mergem. A, domnul Bebe, stați puțin că am uitat cheile de la mașină. Da, așa, bun, că e dat. Uite, de îi face cinste, coleg. Cine face cinste? Colegul, domnule. Da, să colegul ăla a intrat și ăla. Cinste, cum să le fac? E colegul nou, trebuie să strângă și el banii acum că a intrat. Facem noi cinste, nu-i problemă. Bun, domnul Bebe, aici sunt cheile de la... Băgați-le aici în cutie, vă rog. Sunt cheile de la Volkswagen Polo, aveți permisiunea să umblați numai cu acela. Dacă... Să știți că mie îmi place Volkswagen Polo, chiar îmi place acea mașină și o să mă descurc cu ea. Să știți că unii agenți chiar au prins mașini puternice, adică Lamborghini-uri cu Polo. Ha? Și au fost premiați. Da. Cum mă? De unde e Lamborghini? Nu am niciun Lamborghini de poliție. Noi am prins Lamborghini cu...
cu mașina acolo. Acolo. Aaa, am înțeles acum, am înțeles. Deci, să nu aveți, cum să zic, subestimări. Adevărul că domnul Decea e destul de bun șofer. Nu l-am testat, dar vă zic eu că am mai condus cu el. Da, da, da. L-ai sub vizor. Domnul, nu știu exact ce rang aveți dumneavoastră. Chester? Subcomisar. Subcomisar. Bună ziua, domnul polițiști. Vă mulțumesc frumos pentru tot și sper să ne vedem pe teren și să vă fiu de mare ajutor. La fel. Ajuns din gloare și rămâne să duc ăsta. Hai, cât stai așa, să prind și eu de. La vestiar, dar nu mai m-am pierdut aici, nu mai știu pe unde să iau. Trebuie să cobor jos, hai pe aici, pe aici. Dacă eu stau după aia mă duc și pe ne pe acasă și pe aia pot să-mi așa tot reșit. Domn polițist, cu mine vorbesc. Paul. Bă, dar lună ești pe scările ăștia, mă. Lasă-ți rece, îmi duc la momente neapărat să le bagi în vestiar. În vestiar, mă, le bag aici în vestiar. Îmi bag în vestiar, mă. Asta-i vestiarul meu. Mersi că mi-ai zis. Îmi scrie... Hai să mergem, mă duci și pe mine până acasă. Ha? Păi... te duc dacă e, ce să fac? Hai să mă duc, ce zic. Cam aia. Merg și eu prima tură cu mașina de poliție, nu? Da, da. Tu știi ce strălucește pălăria aia? Mă orbești câteodată. Ia zi, ce-i? Ce anume? Ce vrei să-mi zici că te-am întrerupt? Eu mai știu ce voiam să zic. Cum a fost? Cum ți s-au părut testele? Păi, nu m-am descurcat așa bine, am mai răspuns și am știu și eu, dar... Bă, băieți, lăsăm și noi episodul. Auzi, aici. Se duceau la șorma, cred că te duc acasă și mă duc ei la șorma. La șorma? Aha. Chiar vrei să faci cinste, să înțeleg. Eu știu ce să zic. Păi da, du-te la șorma, că ești colegul meu și ai buzunar gros acum. Am un bebenuș și pe unde stau eu. Da, da, de permis. Nu și pe mine acasă, nu știu unde stau. Bă, da, mă, dar pe unde vrei să te duc? Nu pe aici? Că ce voiam să fac? Stânga, n-a zis domnul șef că acolo e dreapta obligatoriu? Oare cum, da. Să ocolesc? Îmi pune să ocolesc așa dintr-o dată, nebunule. Nebunule. Hai că am văzut eu că mai cam băga la înaintare acolo la ăsta. Adică? Că de ce nu tragi bine, că de ce nu întreb, că mă luai cu din alea. Lasă că nu știu de ce am impresia de mâine, că o să dorm pe tine. Știi la câte să ne trezim mâine dimineață, nu? La cât? La 6. Păi și o să intru la poliță la ora 6? Da. Aoleo. Ești pregătit 6 dimineață, treci pe la 5 jumate, îți bei o cafea și ne vedem aici, ce să zic. Vezi că o să te sun mâine dimineață să spun cam ce avem de făcut. Au! Ce faci? Doamne. Ai făcut accident cu ăla, bă. Mai să omor oamenii. Ce faci? Sunt speriat aia de tine, mă. Ăștia se sperie de obicei când faci accident cu poliția și se sperie pentru că de cele mai multe ori ieșim noi la... Înțelegi? Că nu puteai să zici că ai făcut o accident în prima zi. Ia să zici, bă, cum intra bă în mine și de-alea. Bă, băieți, cam aici lăsăm și noi episodul, o să ne ducă bebe ăsta la... Ce-i, mă? Iar... Na. Ce-ți place să te vârți în mașină, mă? Hai.
Lăsăm și noi episodul aici, mă băieți, uitați că o să apăsați și voi pe butonul de like, subscribe și toate cele. Mă duc acum acasă și mâine dimineață o să stați că să sunăm pe noi pe Bebe Moise, să mergem la prima tură împreună cu el. Acum să vedem cum este treaba, dacă reușim să facem ceva, dacă nu. Nu, cam aia. Sper că vă place seria. Acum nu știu care-i treaba, ideea e că filmează și el și filmează și eu și poate nu o să prind așa de mult și la mine pe canal, dar asta este decât un episod nepostat, mai bine un postat, cum s-ar zice, nu mă băieți. Mulțumesc mult. Hai, dă-te jos o dată. Mă dau jos o dată, stai așa. Stai puțin. Până acum nu m-ai auzit. Nu te-am auzit. Păi ți-am zis, bă, nu mai, bă, ce faci, mă? Să te chinui. Bă. Ia zi. Eu am trecut acolo, am forțat puțin pe culoarea galbenă la semafor și au intrat în noi, mă. Păi aveau roșu 100%, de-aia au fugit. Probabil. Și cum mă duc eu diseară la patrulă dacă mașina mea arată așa? Te duci să o repari acum. Și vezi că ai și o roată spate, mă, să o spart unul, nu știu cine. Cred că trebuie să-mi caut coleg de patrulă. Ce coleg de patrulă? Stai așa. Da. Nu e serios deloc să știi. Păi? Stai să arăt ceva, bebe. Bă, mi-a spart roata, bă. Mi-a spart roata. Bă, repede mi-a arătat. S-a supărat pe mine, băi, așa se face la poliția mea. Mamă, ce lumină aici în casă. Lăsăm și un episod încă o dată aici. Mulțumesc mult că v-ați uitat și... O zi bună să aveți. Pa, 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 pa.